Handbalistele de la SCM Craiova debutează în 2020 pe teren propriu contra Rapid București, ultima clasată din Liga Națională, chiar în ultima etapă din tur. Chiar dacă sunt pe ultimul loc cu un singur succes, Burcea și-a avertizat elevele că pot avea surprize în fața bucureștencelor. Zilele trecute, două ședințe am avut cu fetele. Le-am subliniat faptul, le-am adus la cunoștință faptul că echipa Rapid București s-a întărit, că își dorește să supraviețuiască în Liga Națională în acest sezon. Este un meci periculos prin prisma faptului că e debutul după aceste sărbători. Însă, cu toate acestea, am înțeles că și-au anunțat prezența la acest meci Galeria Rapidului de la fotbal, 200 de persoane vor fi. Sper să fie mai mulți decât ei. Și ca atare îl prefacez ca fiind un meci încrâncenat, însă cred eu că indiferent de situație nu avem dreptul să facem pași greșiți. Momentan, Craiova este pe locul 10 cu 15 puncte, la 10 puncte în spatele formației de pe locul 4, poziție ce asigură prezența în cupele europene. Burcea nu și-a pierdut speranțele că formația pregătită de el va juca pentru al patrulea an consecutiv într-o cupă europeană. Cele 42 de puncte, dacă nu mă înșel, care mai sunt în joc, am calculat un minus de 12 puncte, și în această situație ne-am putea poziționa, ar fi unica situație în care ne putem poziționa pe un loc de cupă europeană la sfârșitul campionatului. Obiectiv care ne dorim foarte mult să îl îndeplinim. Burcea așteaptă și întăriri la echipă în această perioadă. Am făcut niște mișcări, am trei înțelegeri cu niște jucătoare, una este foarte posibil chiar zilele următoare să apară la Craiova. Așa, sper din tot sufletul și sunt convins că voi avea sprijinul necesar la club. Româncă. Așa, vreau să aduc decât jucătoare de care efectiv ne putem folosi apropo de performanță și înaltă performanță. Să aducem decât de dragul de a aduce, niciodată nu am fost de acord. Tehnicianul craiovean este mulțumit de cum s-au descurcat elevele lui la meciurile de pregătire de la finalul anului 2019 și chiar are cuvinte de laudă la adresa unor jucătoare ce au evoluat mai puțin în acest sezon. Am reușit în această perioadă să acordăm destul timp de joc unor jucătoare care de altfel ne ajutau mai mult în antrenament și au crescut. Și sper să ne poată ajuta, mă refer la o Colac, mă refer la o Orșipski, mă refer la o această jucătoare care, zic eu, își va construi un viitor la Craiova, și anume Cace. Este o jucătoare cum rar am văzut și mă refer la două lucruri. Unul, direcția porții și doi, simțul porții. Lejeritatea și ușurința cu care marcă împotriva oricărui portar. Meciul dintre SCM Craiova și Rapid București este duminică de la ora 11 în sala polivalentă.